Bună ziua din nou, dragii noștri! Iată-ne din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei online Educația și dezvoltarea socio-emoțională a copiilor noștri și astăzi vom vorbi despre părinți, copii, tehnologia digitală, pornind de la titlul unei cărți în colecția Parentaj. Părinții și tehnologia digitală, cum să crești o generație conectată de John Coleman, Suzy Hyman, cum spuneam în colecția Parentaj, carte care face parte din campania online Educația și dezvoltarea socio-emoțională a copiilor. Alături de noi este astăzi Marius Teodor Zamfir, psiholog clinician și vom vorbi despre efectele și cauzele și efectele pe care ultimele, să spunem, 5 luni în contextul actual, în contextul medical, sanitar al acestei pandemii, afectează relațiile pe care le au copiii noștri și mă refer aici la partea aceasta de conectare, la faptul că în ultimele luni, din cauza faptului că totul se desfășoară în mediul online și noi, părinții, ne desfășurăm activitatea foarte mult în mediul online, de altfel și copiii, lecții și așa mai departe, tot felul de partea aceasta de pregătire pentru școală. Felul în care, iată, se apropie noul an școlar, debutează un nou an școlar care este fără precedent, pentru că vorbim de niște provocări. Neliniștea, anxietatea părinților legată de partea aceasta de protecție sanitară medicală. Sunt voci care spun că ar fi ok ca cursurile în continuare să se desfășoare în mediul online. Sunt alte voci care spun și pe bună dreptate, școala are un rol foarte important în dezvoltarea socio-emoțională a copilului, faptul că el trebuie să, pentru a fi un copil echilibrat, trebuie să interacționeze cu ceilalți copii, cu prietenii, cu colegii, trebuie să aibă sentimentul acesta de apartenență la un microgrup social. Cât de mult influențează și care sunt, eu știu, poate avantajele, pentru că există avantaje, avantajele tehnologiei și avantajele digitalului, a online-ului în viața noastră și implicit în viața copiilor noștri, dar uite că există și partea aceasta de, aș numi-o eu, realitate virtuală, faptul că copiii poate nu mai ies atât de mult la joacă, natură, nu au tot felul de activități extracurriculare, stau foarte mult pe telefon, stau foarte mult pe gadgeturi, pe tabletă, pe laptop, poate la televizor, tot felul de jocuri. Și lucrurile astea nu sunt bune, mai ales în ceea ce privește interacțiunea copiilor cu alți copii. Într-adevăr, Sorin, tot ce ai spus până acum este foarte adevărat. Copiii clar sunt afectați de sistemul acesta. Trebuie să ne gândim că până la urmă, dacă facem o analiză a noastră, a adulților, din școală, ca și informație, vorbim acum, ca și informație de educație, cred că am păstrat undeva între 5 și 10%. În schimb, cred că ne aducem cu toții aminte de amintirile cu prietenii, unele mai bune, unele poate mai puțin bune, dar clar școala are, pe lângă rolul acesta educațional, ce ai spus și tu, acest rol de dezvoltare socio-emoțională foarte, foarte importantă, pentru că copiii până la urmă învață să facă față relațiilor sociale, relații de care ne vom lovi și noi în viața de zi cu zi ulterior și de care până la urmă depinde formarea noastră ca oameni. E clar că copiii sunt afectați. Acum sunt, din punctul meu de vedere, pentru că am stat de vorbă și cu adolescenți și cu copii mai mici. Copiii mai mici poate sunt mai puțin afectați de lucrul acesta, dar există două tipologii de copii. Sunt copii care au stat și până acum destul de mult în fața ecranelor și au prins un fel de mini-sociopatie, să o numim așa, și vorbeam cu ei că
perioada asta a fost benefică pentru ei, că n-au mai fost nevoiți să iasă, să interacționeze, să zicem așa, cu copiii, cu colegii, și copii care, bineînțeles, spuneau că a fost foarte greu pentru ei, pentru că n-au avut ocazia să se întâlnească atât de des cu prietenii, cu colegii, cu apropiații lor, să interacționeze. Cred că pe termen scurt n-ar fi o problemă această situație, dar pe termen lung clar își va pune amprenta. Pe lângă asta trebuie să înțelegem impactul ecranelor și statului în fața ecranelor foarte, foarte mult, să zicem așa, în cursul unei zile. Trebuie să înțelegem mecanismele neurologice și genetice în care se pot modifica la nivelul organismului nostru, pentru că, de pildă, orice mediu virtual, în general, transmite prin 25 de cadre pe secundă. Deci creierul uman învață, dacă stă foarte în mediul acesta, să preia informația la viteza aceasta. Învață să primească plăcere neurologică, pentru că sunt foarte multe studii actuale care arată că vizionarea unui ecran ne declanșează la nivelul creierului substanțe asemănătoare celor în gama opiaceelor, și acolo avem morfină, heroină, codeină, și cred că vedem cu toții, inclusiv noi ca adulți, lucrul acesta. Ne place să scrollăm pe Facebook, ne relaxează să vedem un film la televizor, tocmai pentru că la nivelul creierului se descarcă, cum spuneam, aceste substanțe care declanșează până la urmă o stare de plăcere. Și cred că ceea ce este mai grav, deci spuneam că mediile acestea online transmit cu o viteză de 25 de cadre pe secundă, că oferă plăcere, dar ceea ce este mai grav este de fapt că fără să depunem niciun efort. Ori noi ca adulți, să zicem așa, că vrem, nu vrem, la urmă trebuie să mergem la serviciu, trebuie să depunem eforturile necesare, că așa ne-am obișnuit, așa ne-am învățat, dar un copil care stă foarte mult în fața acestor ecrane nu mai prea o să aibă voință, în primul rând, pentru că el se reformatează, să zicem așa, se reformatează organismul lui să primească plăcere la o viteză mai mare, fără să depună efort. Și atunci orice activitate care va presupune efort și, până la urmă, învățatul, cititul, sunt niște activități care presupun efort, le va fi foarte greu să facă aceste activități, le va fi foarte greu să interacționeze cu astfel de ocupații, pentru că creierul lor și genele lor s-au obișnuit să producă plăcere fără să depună efort. Și după aceea, activitate care presupune efort le va fi foarte greu de abordat. Putem vorbi de un soi de dependență de ecran? Da, e un soi de dependență, pentru că eu recunosc că am o campanie numită Stop Autism Virtual, bineînțeles este adresată în primul copii bebeluștilor foarte mult, și ea, de fapt, e adresată părinților să nu-și lase copiii în fața ecranelor, și sunt obligat să am o pagină de Facebook să promovez acest lucru, și îmi dau seama pe mine că de cele mai multe ori mi-am pus un contor de înștiințare, să zic așa, de informare de la Facebook, care să mă anunțe când am stat o jumătate de oră. Și de multe ori depășesc și îmi dau seama că e o dependență la un moment dat. Aș vrea să nu mai stau atât de mult, pentru că pe lângă activitățile, să zicem așa, pe care le am și sunt obligatorii, trebuie să dau răspuns la mesaje, trebuie să postez, dar pierd destul de mult timp pe aceste ecrane și văd o dependență la mine, și îmi dau seama că e greu de lucrat cu o dependență la un adult în general. Un adult care poate o conștientizează, vrea să scape de ea. Problema mare este la copii și adolescenți, că lor le place, ei nu vor să scape de acea dependență, de acea plăcere, și atunci e foarte greu să le explicăm că nu e bine să stăm în fața unui ecran. Ori în situația actuală trebuie să ne gândim, copiii oricum aveau un acces destul de mare la device-urile electronice și până acum, pentru că dacă e să luăm ecranele, plecăm de la smartphone, telefon, calculator, laptop, televizor și toate jocurile acestea pe calculator sau consolele de jocuri pe calculator, cred că copiii însumează în ziua actuală un consum foarte, foarte mare. De pildă, toate studiile legate de dependență consideră că o persoană care ajunge să stea în medie peste 4-5 ore pe zi
se poate considera dependentă. Și chiar s-au făcut niște studii mai vechi în Germania și arătau că în momentul în care vrei să scapi de această dependență, treci exact prin formele de sevraj asemănătoare dependențelor de substanțe sau de alcool sau de alte lucruri. Efectiv, s-au făcut niște experimente cu niște oameni care au fost închiși, bineînțeles cu acordul lor, într-un anumit încăpere și nu li s-a mai furnizat ecrane, să zicem așa, televizor, că pe vremea aia erau doar televizoarele și au trecut efectiv prin toate etapele sevrajului ca în aproape în toate celelalte dependențe. Le lipsea o deci, carte. Le lipsea o carte, bineînțeles. Ne e ușor poate să mergem în concediu și acolo poate ne e mai ușor să scăpăm de device-uri, că s-a schimbat mediul, dar dacă suntem dependenți, ne-ar fi foarte greu să mergem acasă și să nu aprindem televizorul sau să nu pun mâna pe telefonul mobil. Cred că dacă stăm să ne analizăm și suntem sinceri cu noi, majoritatea dintre noi adulți în momentul ăsta suntem un pic dependenți de, da, de ecrane, de telefonul mobil, de... Făcând o glumă, crezi că o familie, să spunem, și aici mă refer la părinți, când merg în concediu, se rup cu totul de rețele de socializare? Eu zic că nu, deși așa ar fi normal, așa nu, ar fi normal nu în momentul în care pleci în concediu, nu în cred vacanță, că se rup, că... te deconectezi de treaba asta. Uite că chiar și acolo, atât timp cât ai telefonul cu tine și atât timp cât telefonul s-a transformat de la, să spunem, prima lui utilitate, aceea de a vorbi la telefon cu cineva, el având foarte multe aplicații, a ajuns să, de la, eu știu, de la jocuri până la aceste rețele de socializare, stai și ca părinte în concediu numai cu ochii în telefon, din păcate. Păi, părerea mea este că un smartphone, de fapt, e folosit ca și telefon doar 5, maxim 10%, exact. Restul timpului este folosit cu totul și cu totul altceva. Dacă ar fi să fac o paralelă cu studiul pe care eu l-am publicat legat de autismul virtual, studiul a fost un studiu longitudinal realizat între anii 2012 și 2017 și dacă în 2012 plecăm cu o incidență doar de 37% a copiilor care stătuseră în fața ecranelor peste 4-5 ore pe zi, și aveau autism, incidența aceasta crește progresiv până în 2017, când ajungem la 97,06% a copiilor diagnosticați cu autism care stătuseră peste 4-5 ore în fața dispozitivelor electronice. Eu atunci am făcut un fel de studiu paralel, că mi s-a părut o creștere foarte mare, deci de aproape de 3 ori mai mare în perioada aceasta de 6 ani și am descoperit că în 2012 apare sistemul cu Android la telefoanele mobile, apare tableta la un preț accesibil în România, că până atunci depășea undeva la 1000 de euro, 1000 de dolari și apare tehnologia 4G. Deci dintr-un televizor care în general îl aveam fix într-o anumită încăpere, dintr-o dată avem un ecran disponibil în absolut orice locație și cred că dacă mergem într-un restaurant, dacă ne uităm într-o mașină unde sunt copii, o să vedem că majoritatea sunt conectați, să zicem așa, la un dispozitiv electronic, deci o tabletă în față, a un smartphone în față. Și atunci, de fapt, a crescut foarte, foarte mult consumul de într-un studiu realizat prin 2016, dacă nu mă înșel, România era pe locul 2 ca și consum de televiziune, undeva cu aproape 5 ore pe zi pe cap de locuitor. Ori în studiu nu știu dacă au fost luați la momentul respectiv inclusiv copii, era făcut pe adulți, dar de multe ori să știți că copiii au ajuns să depășească consumul adulților și aici poate este și o vina noastră a adulților la nivel inconștient de multe ori. Noi ne ducem la muncă, muncim, stăm 8-10 ore că stăm la serviciu, venim acasă și zicem că vrem să ne relaxăm și ne găsim relaxarea ori cu ochii într-un ecran unui televizor, ori pe smartphone. Copilul nu vede cele 10 ore cât am stat noi la muncă, ceea ce am făcut acolo. El vede partea aceasta de interacțiune cu el și el crede că așa trebuie să facă și el. Pentru că el are caracterul acesta mimetic până la urmă de a imita adultul. Imitativ, da. Și
De-aia ar fi bine să încercăm pe cât putem noi ca adulți în fața copiilor să ne limităm accesul doar la nevoile primare, să zicem așa, de verificat un mail, de răspuns la o convorbire telefonică și să încercăm să nu stăm mai mult decât trebuie în fața acestor ecrane, pentru că astfel le mai dăm ocazie suplimentară la nivel inconștient să urmărească ecrane cât mai mult. În prezent, copiii se nasc cu abilități digitale și cresc într-o epocă în care rețelele sociale și comunicarea online reprezintă, am putea spune, norma. Această carte, Părinții și tehnologia digitală, este un ghid indispensabil pentru părinți care au senzația că se luptă să țină pasul prin faptul că abordează problemele cu care tinerii și familiile acestora se confruntă în această lume a tehnologiei moderne. Suzy Hyman, consilier de parentaj, își unește forțele în această carte cu respectatul psiholog John Coleman. Împreună, aceștia analizează provocările și posibilitățile oferite de starea de permanentă conectare la internet. Scopul celor doi experți este să ajute părinții să ia hotărâri cu privire la modul în care comunică, să stabilească limite sănătoase și să impună reguli. Rezultatul este un set de instrumente pentru părinți care au astfel la dispoziție sugestii, strategii și tehnici menite să le înlesnească navigarea prin lumea digitală, precum și protejarea copiilor. Și aici m-aș referi la ultimele cuvinte, la protejarea copiilor. Pe lângă partea aceasta de realitate virtuală pe care copilul și-o construiește prin expunerea în fața ecranelor ore în șir în fiecare zi, mai există, să spunem, un pericol. Și aici mă refer la partea aceasta de cyberbullying. Cât de nociv este el? Da? Mă refer la rețelele de socializare. Nu știu, mă refer la faptul că, uite, copiii și poți să vorbești aici, bineînțeles, nu doar în calitate de psiholog, clinician, dar și în calitate de părinte. Și eu pot să vorbesc la fel în calitate de părinte, faptul că și atunci când se joacă în rețea, mai au niște derapaje lingvistice, ca să le numesc așa, copiii, da? Da, chiar pot să le numesc derapaje lingvistice atunci când se jignesc sau tu n-ai făcut, m-ai lăsat, ăla m-a omorât, a tras în mine. Și e un anumit limbaj specific jocurilor pe calculator, mai ales acestea, gen PS4, PlayStation 4, Fortnite și tot felul de nebunii. Și există și acest risc, zic eu, al cyberbullying-ului, al unei soi de hărțuire până la urmă digitală. El pleacă de multe ori din ce am observat eu. Ei se joacă un anumit joc, după aceea caută pe YouTube, și aici vorbesc în calitate de părinte, că mai văd și eu la copiii mei cum interacționează cu mediul acesta online. Se joacă, le place un joc anume, că în general e câte o perioadă când ne jucăm doar Fortnite, după aceea ne jucăm doar nu știu ce, cam toată lumea discută de același subiect. De aceea, până la urmă, nu trebuie să le interzici copiilor, pentru că avem această apartenență la grupă. Ori exact. Copiii, dacă nu știu și ei despre acel personaj ceva, nu o să poată se integra în grupul respectiv, dar trebuie să le limităm accesul, cum ai zis și tu, că ne recomandă scriitorii cărții. Ideea este că vă spuneam, ei urmăresc un anumit tip de joc în momentul respectiv, după aceea se duc să caute pe YouTube vloggeri specializați, să zicem așa, pe jocul respectiv, care învață fel de scurtături să treacă mai departe. Ori de multe ori acei vloggeri au un limbaj și pe care ei îl împrumută de acolo, corect, nu neapărat, pentru că e clar că poate în casa respectivă nu apare acel limbaj asta, și normal exact. Când îl auzi te deranjează, și dar eu am urmărit că acolo apare acest limbaj de multe ori și mai sunt, asta eu o consider totuși destul, da, într-adevăr, chestia cu limbajul nu e în regulă și trebuie corectată, în primul rând, în familie, dar ceea ce văd eu ca un pericol mult mai mare sunt provocările care se fac de multe ori tot așa pe TikTok sau pe fel de fel de jocuri de-astea în care noi ne provocăm să ne aruncăm de pe casă, să facem nu știu ce, să... Astea mi se par de multe ori mult mai periculoase, pentru că ei sunt predispuși. Văd pe cineva care nu știu ce cascadorie a făcut,
bineînțeles că e arătată aia reușită, dar nu s-a arătat cele 50 nereușite înainte și de multe ori ei își fac fel de fel de provocări de genul ăsta, adică mi-aduc aminte, eram aici cu copiii, veniseră și câțiva invitați la una din fetele mele și făceau provocări în piscină. Nu mi s-au părut ceva foarte, periculoase, să zicem așa, foarte grave, dar pot ajunge, adică cine nu stă cu mâna în sus se bagă la fund 2 minute sau, bine, oricum nu puteau să stea atâta, dar ca idee, erau niște provocări mărunte deocamdată, dar cred că în timp, urmărind foarte mult aceste imagini de pe TikTok, aceste imagini de pe YouTube, pot ajunge să facă și niște lucruri necugetate, pentru că până la urmă ei nu au discernământul necesar pentru a calcula, cum trebuie să spunem așa, o situație anume. Și lipsa de discernământ, cumva e coroborată lipsa de discernământ și cu teribilismul specific. Teribilismul vârstei e normal, da? Mai ales la preadolescenți și adolescenți, trebuie să ieșim, să epatăm și atunci cum facem? Păi ia uite ce fac eu. Ăla dacă a sărit de pe casă, vă arăt că pot și eu, adică sunt în stare, sunt, da, deci apropo de apartenența la grup, wow, primesc, da, aprecieri din partea, ia uite ce am făcut eu. Da, dar se pot solda cu... Cred că fiecare dintre noi poate le-a făcut în adolescență, dar erau la alt nivel. Acum vă spun, având acces la fel de fel de media, din aceasta sunt provocări din ce în ce mai spectaculoase. Am văzut genul să mâncăm furnici din acelea, nu știu, foarte periculoase sau eu știu ce să facem. Deci sunt lucruri care pot deveni chiar periculoase la un moment dat și atunci aici copiii, neavând discernământul necesar, de aceea e foarte important ca noi, adulții, să verificăm, să controlăm. Din fericire, acum există aplicații de control parental pe telefoanele mobile și eu le-am accesat, cel puțin fete cele mai mici, ceilalți au depășit, să zicem așa, vârsta asta la care aș mai putea să-i controlez, dar la cea mică i-am dat un anumit timp limitat pe telefonul mobil, da? Telefonul funcționează ca telefon, dar aplicațiile sunt restricționate de aplicația respectivă pe care o instalezi pe telefon. Oricum ești înștiințat tot timpul ce aplicații și-a descărcat pe telefonul mobil, cât a stat pe fiecare aplicație în parte zilnic și la fel poți să-i restricționezi inclusiv fiecare aplicație, cât să stea pe fiecare aplicație în parte. Dar sunt foarte bune aceste lucruri și de aceea noi, până la urmă, ei sunt copii, noi trebuie să-i verificăm, să aflăm cât de cât tot timpul cu ce fel de gașcă în ghilimele interacționează, ce fel de activități, ce fel de preocupări au, pentru că la un moment dat, când intră în perioada adolescenței și apare această ascundere, în primul rând, față de adult și această situație în care tu, ca adult, spui da, el oricum o să spună nu, chiar dacă e bine pentru el, pentru că e perioada răzvrătirii, să zicem așa, e o perioadă în care vrea să înceapă singur, să dea din aripi, să plece, dar trebuie să vedem spre ce locație zboară, spre ce gașcă zboară, pentru a ne asigura că stă într-o zonă, până la urmă, de confort și pentru noi. Spuneam și pericolul mare pe care eu îl văd este acesta al generației actuale, că spuneam că ei s-au învățat să primească plăcere, mai ales din ecrane, fără să depună efort, cumulat cu această societate în care nu avem lipsuri, deci nu ne lipsesc bunurile, să spunem așa, nu ne lipsesc alimentele, nu ne lipsesc hainele, nu ne lipsesc jucăriile și noi le cumpărăm copiilor imediat lucrurile acestea. Ei se învață să trăiască într-o societate în care nu li s-a refuzat aproape niciodată nimic, a obținut totul fără nicio problemă, ori, din păcate, într-o societate normală, pentru noi ca adulți, dacă ar fi să analizăm comportamentele, o să vedem că undeva la minim 80-90% din activitățile zilnice, în timp ce le facem, noi nu prea avem chef să le facem. Nu pot să cred că cineva se duce de plăcere în fiecare zi la serviciu și când vine de la serviciu, pe drum sare în sus de bucurie că trebuie să facă mâncare acasă. Și după ce a făcut mâncare, iarăși se bucură nemaipomenit că trebuie să facă curat în casă sau chiar să ducă copilul la meditații, să traverseze tot orașul, să ducă copilul la meditații sau
Deci vedem că mare parte din activitățile zilnice noi le facem cu o formă de frustrare, dar este o frustrare pe care am învățat să o controlăm pentru că am fost supuși de mici acestor tipuri de frustrări și creierul nostru a învățat să producă hormonii stresului. Hormonii stresului care ne ajută să luăm decizii raționale. De pildă, în timp ce declanșăm acești hormoni ai stresului, adrenalina și cortizolul, viteza de informație la nivelul creierului crește de câteva mii de ori. Și noi luăm o decizie rațională, dacă poate ni s-a întâmplat de multe ori să ne supere cineva atât de tare încât l-am văzut, nu știu, împășchiat niște pereți, strâns de gât, nu știu, fiecare cu imaginația lui, dar n-am trecut la act. De ce? Pentru că avem partea aceasta de gândire și n-am trecut la act. Ori copiii care n-au fost supuși stresului de mici, ei numai, creierul lor nu știe să declanșeze aceste substanțe și atunci ei acționează foarte mult impulsiv. Mai ales în situații, vorbim de situații extreme. Într-o discuție cu un cercetător în genetică și neurologie, un profesor de la master, într-o pauză m-am dus și l-am abordat și l-am întrebat cum să fac să dezvolt mai bine sistemul neurologic la copiii mici. Eu lucrăm foarte mult cu copiii mici și mi-a spus următoarea frază foarte interesantă. Pentru a dezvolta sistemul neurologic la copilul mic, el are nevoie de cantități de stres limitat, controlat. Ce înseamnă asta pentru copii? Dar numai la copiii mici, inclusiv la copiii mai mari, la adulți, că spuneam până la urmă 80% din activitățile zilnice noi le facem cu o formă de stres. Deci am învățat cumva creierul nostru și organismul nostru a învățat să răspundă acestor stresuri. Cantitățile astea de stres limitat, controlat, înseamnă de fapt stabilirea de limite, stabilirea de reguli. Copilul vrea o înghețată, să spunem, sau vrea o mașinuță. Îi cumpere o înghețată sau o mașinuță, dar după aceea mai vrea 7 înghețate. Și nu o să poți să-i cumpăr 7 înghețate. Și atunci îi spun că nu poți să-i mai cumpăr. Copilul se enervează. Urlă, țipă, se tântește, lovește, mușcă, fiecare cu comportamentul lui. Dacă noi ne ținem doar pe poziții și nu cedăm, copilul va învăța că nu așa va obține prin și va învăța să aceste cantități de stres limitat controlat vor dezvolta la nivelul creierului aceste rețele de producere a hormonilor stresului. Da? Că o să-și dea seama data viitoare când se lovește. Stai puțin, că imediat hormonii stresului se declanșează. Ca să vă dați seama cât de importanți sunt hormonii stresului, trebuie să luăm niște situații extreme. De pildă, poate ați auzit povești de genul am văzut mașina venind spre noi, am văzut clar că ne lovim și într-o fracțiune de secundă mi-a trecut toată viața prin fața ochilor. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că, cum spuneam, vine clar un val enorm de adrenalină și cortizol, viteza de circulație a informației la nivelul creierului crește de mii de ori și atunci eu am timp, într-o fracțiune de secundă, să analizez toată viața, inclusiv o posibilă soluție de scăpare din situația respectivă. Dar asta numai dacă mi s-a declanșat, dacă am fost supus stresului, pentru că dacă n-am fost supus stresului, noi avem trei reacții la stres, două sunt adaptative, luptă sau fugă, da? Și mai este cea de freezing, care ne blocăm. Viață. Nu știm cum să reacționăm. Eu mi-am rememorat de curând un eveniment din acesta de freezing. Cred că aveam undeva între 8 și 10 ani, am mers la o petrecere a surorii, erau undeva adolescenți mai mari și un băiat de acolo, cred că a băut ceva, s-a îmbătat, nu știu, că nu era droguri pe vremea aia, și a vrut să se arunce de la etajul 8. Eu nu puteam concepe, el era pe geamul de la bucătărie, deja cu totul în afară, se ținea doar de grilaj. Și pentru mine a fost o situație atât de stresantă încât toți mușchii mi s-au blocat, eram în picioare, dar nu mai puteam să mă mișc și nici măcar mușchii gurii nu mai puteam să vorbesc. Deci a fost un blocaj atât de mare încât vă dați seama că dacă aș mai fi fost supus unor astfel de traume majore, pentru că poate alte 10 persoane în situația mea n-ar fi trecut prin trauma asta. Pentru mine a fost o traumă, pentru că noi știm din toate manualele de reziliență că 10 oameni merg la război, dar toți trec prin aceleași grozăvii, dar doar unul se întoarce cu o tulburare de stres post-traumatic, pentru că reziliența noastră depinde și de niște factori genetici, de niște factori de epigenetici, de mediu, de interacțiunea noastră cu mediul respectiv. De pildă, s-ar putea pentru noi să fie o traumă mare dacă vedem un accident cu niște oameni împrăștiați pe jos, dar un medic care operează toată ziua s-ar putea să nu fie o traumă de mare pentru el, pentru că el
trăiește poate lucrurile astea zilnic sau ce s-ar întâmpla dacă un medic de la UPU, când vine la un accident, intră într-o Leșină. Leșină. leșină acolo, că intră într-o stare de freezing. Vă dați seama. Deci ei clar sunt căliți, să zicem așa, pe astfel de... momente. E nevoie, e foarte important, mă auzi acum? Da. E foarte important pentru că mi-aduc aminte unul din experimentele psihologice foarte, foarte importante, este acel experiment numit Marshmallow, experimentul prăjiturii. Unor copii între 4 și 6 ani li se pune o prăjitură în față și li se spune, uite, poți să o mănânci acum, dar dacă mai aștepți 5 minute, mai primești una. Experimentul e foarte haios, că copiii rămân singuri într-o cameră și să-i vezi cum se învârte în jurul prăjiturii, nu știu ce să facă, o să o mănânce, să o nu mănânce. Ideea e că foarte puțini au rezistat tentații de a nu mânca prăjiturica și până la urmă de a primi două prăjiturici. Testul e un test longitudinal, experimentul e un experiment longitudinal și arată că cei care au reușit să-și înfrâneze, să spunem așa, instinctul primar, au fost cei care au reușit în viață, care s-au descurcat. Pentru că eu, ca să pot analiza că, uite, dacă aștept 5 minute, mai primesc încă una, am nevoie de niște mecanisme ale gândirii. Planificare, organizare, sinteză, analiză. Dar nu mă duc pe instinctul primar care îmi spune ia prăjitura acum, ci mă duc pe partea aceasta de analiză, de sinteză, de organizare, de planificare. Și uite cât de important este în acest caz toleranța la frustrare. Da? Pentru că Corect. avem niveluri de toleranță la frustrare diferite. Unii sunt mai toleranți, alții sunt mai puțin toleranți. Deci, dragii noștri, am vorbit astăzi despre cartea Părinții și tehnologia digitală, cum să crești o generație conectată, de John Coleman, Suzy Hyman, în colecția Parentaj este această carte, în cadrul campaniei online Educația și dezvoltarea socioemoțională a copiilor. A fost alături de noi Marius Teodor Zamfir, psiholog clinician, căruia îi mulțumim foarte mult pentru informațiile prețioase pe care ni le oferă de fiecare dată, mai ales că Marius vine de fiecare dată și cu date statistice, cu partea aceasta de cercetări, studii și așa mai departe. Lucru care mi se pare foarte important, să avem și zona aceasta de cazuistică, de studii de caz, de practică, de soluții practice, cum trebuie să gestionăm anumite lucruri. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!